Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Stăteam azi dimineață pe YouTube și am văzut la recomandări un clip de la Rafael cu jocul acesta, pe care l-am inclus și eu în jocul recopilării. Știți, videoclipul e cel mai vizionat de pe canal de la mine. Tipul a jucat două nivele și ceva, dar nu v-a arătat toate zonele secrete, cum puteți strânge toate literele să-i faceți lui Hercule numele. Hai că vă fac așa o scurtă prezentare la primul nivel. Vă arăt toate zonele astea secrete pe care nu le-a inclus bine. Probabil că el n-a mai jucat jocul de mult timp și a cam uitat. În primul trebuie să-i dilești pe ăștia ca să scoboare păpușa aia acolo. Dar nu-i nevoie să dai cu sabia, ne-a poți doar să intri în ea. Bun, hai, deschide asta. El ce-a mai făcut? El a stat să dea cu sabia în asta. O șmechere mai bună este să sar direct așa. Dai să sar și apoi dai în jos. Poc. Și le spargi pe astea toate. Și strâng și mai mulți bani, tot ce aici. Și am făcut și primul H de la Hercule. Altă șmechere. Nu trebuie să aștept să dai cu sabia. Poți să ți-ai apăsat să dai cu pumnii până spargi asta. Nu-i nevoie neapărat să stai să nimerești. Dai cu pumnii până-ți vine. Și din nou, nu trebuie să o tai. Păpușele trebuie să o lovești. Adică vă arăcam toate șmechere la joc. Aici o să vă cadă în cam niște saci din aia. Dacă ești atent și lovești, îl tai așa, o să-ți pice bani. O altă chestie destul de mișto. Stai că am ratat banii ăștia doi. Altă chestie, nu trebuie să te bagi sub saci ăștia ca să... Hai sări. Stai că n-am făcut bine. Stai să vezi că mor acolo ca ultimul idiot. Nu trebuie să te bagi sub ei ca să-i tai. Când este cel mai jos, asta atunci sar pe ea și dai așa, poc, și îi spargi. După care vedeți aici, este usar cu chestia asta așa, de mai pe o dată, dacă aș nimeri eu, poc, și gata, am făcut și a doua literă. Prindem asta și o spargem. Să nu spuneți dacă mai vreți să filmezi joculețe de-astea mici, în special cele incluse în jocurile copilării, bine, cam pe toate, cu toate am videoclipuri pe canal. Mai puțin cu Mario. Mi-am luat și Mario în caz că o să vreți. Aici nu merge așa decât să nimerești. Stai un pic, pe cât era sabia pe asta, era bun. Aici într-adevăr trebuie să dai de dor ca să îl dilești. N-ai ce să-i faci. Și nu ieși a doua de asta. Dar sigur nu merge cu pumni. Ba da, merge și cu pumni să ți-ai apăsat. Acum nu știu dacă tot așa din doi pumni se sparge. Ba da, se pare că se sparge și din doi pumni. E un pic mai ușor așa. Ce mi-a dat aici este ca să mărească slotul de viață. Ca să pot să am mai multă. Și paharele de suc sau ce ar trebui să fie. Suc, apă, mă rog. Nu-mi dau seama ce să fie. Mă rog. Paharele alea sunt cu HP. Bun, hai că cred că mi-am făcut sabia asta full. Stai, pe cât era? Asta era sabia, bun. Acum nu știu pe cât schimb arma. Aha, pe asta deci. O altă șmechere. Când vedeți că vine mai... Când vedeți că vine mai crăpat așa pământul, săriți și dați o dată tare. Și după cum vedeți, crapă pământul. Trebuie să faceți așa de vreo 3 ori. Se prăbușește toate asta. Ok, am găsit Q. Să las sabia normală. Aici este și R. Deja am făcut jumătate din numele lui Hercule. Mi se pare că dacă îi faci tot numele, îți dă la sfârșit o parolă ca să poți să intri direct la alt nivel. Ce dracu, nu sunt în stare să iau bănuțul ăla. Hai mă, sări. Și din nou. Bun. Mi se pare că sunt vreo 3 găuri din astea pe aici. Hai să nu ne grăbim cum mers pe partea aia. Și era ceva pe acolo. A, erau doar bani. Mi-era că mai era vreo literă din numele lui Bulangiu ăsta. Da, dacă mă enervează ciorile astea. Ia mai vine pe aici o crăpătură de-aia? Nu. Bine, am jucat și jocul ăsta mult și eu în general când eram mic și mă apucam de un joc, deveneam maestru la acesta. Ok,
altă chestie pe care nu v-a prezentat-o Rafael. Când sare un pește în acesta, puteți să-i diliți o sabie așa și se întoarce. Se duce înapoi pe unde a venit. La asta nu v-ați așteptat. Ia, ok, și cum încărcam eu pumnul ăla? A, G. Stați-mă, cum dădeam pumnul ăla mare? Nu. Aha, văd. Ding, ding. A, trebuie să mă pun lângă. Cing, cing, poc. Nici acum nu m-am obișnuit control de la joc, deși am jucat foarte mult jocul ăsta când eram mic. Învățasem toate nivelele astea pe de rost. Astea nu trebuie să le diliți neapărat. Stai mă, pe cât să... Deci pe ăsta săream, ok. Hai să schimb arma. Stai. Deci așa. Una de... Aha, deci astea văd că dau și apă dacă le dilești. Bun, văd că astea nu vin să mă oprească din a sparge. Atât al drog până unde s-a băgat. A, da, asta încoace. Bă, dar nici acum nu m-au obișnuit control de la jocul ăsta să moare Gibilan. O, câți dă câte ciori de astea pe aici. Ok. Hai că mai trebuie să vin o... din asta, uite chiar aici, hai. Dă-i, 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 dă-i. Hercule, încă 3 litere ne mai trebuie și am făcut ăsta numele și o să ne dea parolă, bine. La primul nivel n-are rost să... îți iei parola, că și așa când îi dai Star Game te dă direct la acesta. Ok, apă și aici. Și altă sabie. Pe asta mi se pare că Rafael ne-a prezentat un videoclip. Asta face cum ia? Face cam așa, vine o undă din asta și dilește cam tot ce pică în jurul tău. Vedeți? Auci. Ok, și acum cum ridicam ăsta? Z. A, doar o luam așa pur și simplu. Ok. Acum o să mă dilească ciorile astea mai mult ca sigur. Hai, demergiți-mă. Mai dăm coace niște apă sau suc, ce trebuie să fie ăla. Și acum. Ok, la rup pur și simplu și acum să direști ciorile astea. Hai, sări. Îmi fac și HP-ul la loc, deja la un full. Scuzați rezoluția proastă, dar eu nu l-am luat pe site-ul Rafael, că la, acolo e o arhivă. Și încă 2 litere se pare. Dar nu merg să dau așa cu pumnii. Aia de cioară. Hai, du-te. Stai mă, hai, mai stai o dată. Acum du-te. Ți-am vrut să zic că parcă am vrut să zic ceva. A, da, să stăm toate literele și să vă arăcam cum e șmecheria cu parolele. Ca să puteți intra la alte nivele. Și o să sar peste nivelul 2. Nu cădea, nu cădea. Poc. Asta e că n-am apucat să sar. Nasol că eu nu m-am obișnuit cu controlele astea deloc. Hai să-mi pun totuși arma default. Sabia simplă. Și o să opresc eu un pic filmarea ca să caut parola de la al treilea nivel, ca să mă dea acolo să vă arăt cum puteți dili centaurul ăla. Acum presim că o să vină unii în comentarii și o să zică că îl copiez pe ăla, că nu știu ce. Ești bun la săritul, nu glumă. Ar trebui să mai iau King Lion, că King Lion nu știu că îl jucam la grădiniță. Le lăsa o oră la grădiniță să mișcăm King Lion, mi-am luat și Mario Forever-ul. Mă, dar e nasol că 640-480 și imaginea asta. Nu știu dacă mai stau să măresc acum. Bun, hai că am să sar. Dacă mai stau acum să-l
Măresc imaginea, cred că o să se vadă ultra pixelat. Hai să spargem și asta. Ok, Hercule și ne mai trebuie Sue, care cine știe pe unde o fi. Îl găsim acu și pe ăla. Dăm cu aceasta, du-te, du-te, du-te. Și acum mai sunt drumurile astea. Undeva pe aici, pentru fișul, mai trebuie să fie o ultimă literă, ca să-i facem lui ăsta numele complet. Dar mi se pare că se și prostesc ăia. Din, a, uite aici sunt pe partea asta. Știu că dacă faci toate literele, încep să se bucure. Ăștia din laude, dă-te. Ce crede că mă nimerește așa ușor? Partea asta nu, aici vine încă un pahar de asta, dar degeaba. Dăm cu acei bănuții. Aici nu-i nimic. Hai să mergem să o nosu. Mi se pare că toate pulcioarele astea sau ce ar trebui să fie sunt pentru parolă, cred, sau nu știu. O să vă arăt cum e treaba și cu parolele alea. Ok, în direcția asta mai e ceva, văd că nu. Așa încearcă să mă dilești. Iar acum mai să-mi iau de meci după ce s-a spart ăla. Și cred că asta e tot. I-am făcut ăsta numele și acum mai trebuie să sar până aici. Și gata. Și acum arată că i-am făcut ăsta numele. Ok, și tot numele, dar... A, ba, da, zice aici. Da, și ne-am dat parola secretă pentru nivelul ăsta. Care e și primul nivel. Mă rog, ăsta e al doilea nivel, dar o să opresc un pic camera, filmarea să... Vă bag direct în secvența aia unde, la nivelul 3, unde n-a știut Rafael ce să-i facă la monstru ăla. Bun, și am ajuns aici la bossul final, unde Rafael nu știe ce să-i facă. În primul rând, trebuie să te ferești de pumnii lui ăsta. Și mi se pare că trebuie să faci asta. Să sari în spatele lui, să-l tragi de păr. Știu, pare cam ciudat, dar e mișto. Numai așa îl poți omorâ. Știu, mi-a luat și mie la început mult să-mi dau seama cum îl podili. Și apoi, poc, trebuie să faci așa de vreo 3-4 ori ca să-l dilești. Știu, la început tot așa m-am chinuit o grămadă până să-mi dau seama. De fapt, nu mi-am dat eu seama, așa dat seama taică-mi, că și taică-mi pasionat de jocuri ca mine. Și când dă cu pumnul, trebuie să te ferești mult. Și apoi când nu se uită, poc, tragi de păr până nu mai poate. Și mi se pare că mai trebuie să-l trag de păr odată și e ca și mor centaurul ăsta. Hop, 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 hop. Auci. Și adios, muchachos. Cred că asta i-a fost. Da, e mort. Ia dă și litera asta încoace, că nici n-asta să le strâng. Și după ce e mort, trebuie să faceți asta. Ding, ding, pou. Poc. Bang, bang, bong. Bang. Da, hai că... Cam atât cu videoclipul ăsta, cred că am filmat vreo 10-15 minute, habar n-am. V-am arătat în mare cam câteva mii secrete la jocul ăsta, ați văzut unde e zona de aia crăpată, săriți și scrăpați pământul. V-am arătat cum puteți dili ăsta, mă rog, nivelul ăsta l-am făcut în grabă, cred că n-am nici 70 și... au, 80 ăsta e că e bine. Hero rating 0. Mă rog, cam atât cu videoclipul ăsta, sper că v-a plăcut. Dacă mai știți vreun joculeț de ăsta mic, scrieți în comentarii și o să filmez un micuț gameplay cu el. Hai, cam atât v-am lăsat. Ciao, les!